Înainte de a căuta să ai o relație pe termen lung, răspunde la următoarele întrebări ca să vezi dacă poți menține o relație sănătoasă cu cineva. Cum e abilitatea ta de a comunica? Comunici sau taci? Și când comunici, ești agresiv, pasiv sau pasiv-agresiv? Ești un bun ascultător? Poți asculta și înțelege ce caută să-ți spună persoana respectivă sau asculți ca să dai replica? Ai abilitatea de a face compromisuri sau trebuie să fie numai în felul tău tot timpul? Ai abilitatea de a ierta sau ții ranchiună, resentimente? Ai gestionat trauma relațiilor tale trecute sau încă ai resentimente pentru acele persoane pe care le aduci în actuala relație? Ai vindecat traumele copilăriei? Sau urăști persoanele de sex opus doar pentru că părintele tău de sex opus era varză? Ai abilitatea de a spune îmi pare rău? Ai abilitatea de a-ți asuma răspunderea când greșești? Și apoi să ai și abilitatea de a schimba comportamentul care a cauzat durerea în celălalt? Ai abilitatea de a iubi pe cineva prin propriul său limbaj și nu ce crezi tu că ar fi acesta? Ai reușit să-ți gestionezi subiectul legat de încredere? Reușești să-ți gestionezi furia? Ce se întâmplă când îți sunt apăsate butoanele și devii furios? Îți justifici comportamentele tale negative ca să găsești scuze pentru izbucnirile tale nervoase? Ai abilitatea de a repara relațiile când tu cauzezi distrugeri în acele relații? Ai abilitatea de a gestiona adevărul celuilalt despre tine? Ai abilitatea de a gestiona criticismul constructiv? Cum stai cu stabilirea granițelor? Ce părere ai legat de înșelatul emoțional sau fizic când dai de greu? Dacă nu ai devenit conștient de aceste subiecte și nu le gestionezi, nu ești pregătit încă de o relație sănătoasă pe termen lung. Sunt Elena Paula Știubei și te susțin să-ți transform corpul și viața ca să te bucuri de toate. Mă găsești pe căilevindecării.ro. Spor în toate cu inspirație!